Bună ziua, bine ați venit. Vor fi mai multe puncte discutate astăzi. Să începem cu punctul 1, când domnul director executiv va prezenta activitatea APEA la nivel de județ. Vă rog. Bună ziua tuturor. Domnule prefect, mulțumesc în primul rând pentru prilejul ce mi-a acordat de a aduce în atenția publicului sătmărean informațiile de interes ce informații de interes ce ar trebui comunicate de către instituția pe care o reprezint. De altfel, e important de știut că începând cu 16 octombrie, după cum prevede normativul european, Agenția pentru Plăci Intervenții în Agricultură a demarat plata avansului pentru cele de plată depuse în campania 2023. În 2023, la nivel de județ Satu Mare, au fost depuse un număr total de 17.558 de cereri. Iar în momentul de față, a zice că ritmul autorizării este unul bun, am reușit să autorizăm la plată aproximativ 70% din aceste cereri, și anume 12.096 dintre ele. Conform reglementărilor europene, plata avansului implică autorizarea și efectuarea plății în cuantum de 70% din plățile directe, respectiv 85% din măsurile de dezvoltare rurală. Este adevărat că până în momentul de față au fost autorizate la plată aceste dosare, dar nu toate dintre ele au fost efectiv plătite. Vreau să menționez de asemenea faptul că activitatea noastră se desfășoară și în weekend, de exemplu, în ultimele două zile și sâmbătă și duminică, activitatea noastră de autorizare a dosarelor a fost una normală de lucru. Nu văd niciun impediment ca până la finalul lunii noiembrie să efectuăm plățile pentru toți cei eligibili la plată, cu mențiunea că, într-adevăr, o parte dintre fermierii din eșantionul clasic de control, respectiv aceia dintre fermieri care au avut neconformități la noua formă de control, și anume controlul prin monitoring, nu vor ajunge în prima fază la plată, dar e de reținut că termenul statuat prin reglementările europene pentru plata finală este de 30 iunie anul 2024. Așa că nu văd niciun motiv să nu ne încadrăm în aceste termene. Vreau să menționez că anul 2023 a reprezentat un moment de maximă încercare pentru funcționarii APEA și, sigur, și pentru fermieri. Asta deoarece, odată cu modificarea și adoptarea noii politici agricole comune transpusă în legislația națională prin Planul Național Strategic 2023-2027, după cum o parte din noastră bine știți, schemele de plată sau majoritatea schemelor de plată s-au schimbat. Asta a implicat schimbarea procedurilor, s-au schimbat proceduri, s-au schimbat manuale de lucru, unele scheme de plată au fost înlocuite. Sigur, și sistemul informatic prin care gestionăm cererile unice de plată a trebuit să fie reprogramat, dezvoltat. Toate aceste lucruri au pus o presiune mai mare atât pe funcționari cât și pe fermier, dar iată-ne azi aici, suntem aproape de finalul anului și zic eu că ritmul de autorizare la plată a cererilor pe campania 2023 e unul destul de bun. Lăsând deoparte cererea unică de plată și avansul de care am pomenit până acum, aș dori de asemenea să vă informez legat de alte trei măsuri de sprijin excepțional derulate prin instituția pe care o reprezint. Foarte sumar aș vrea să pomenez despre ele, pentru că, sigur, de-a lungul anului, informațiile privind aceste scheme de plată au curs către publicul larg prin intermediul dumneavoastră și pe această cale vreau să mulțumesc
tuturor reprezentanților presei care ne dau o mână de ajutor în acest sens. Astfel, mai la începutul anului, am avut, de fapt, două sesiuni de depunere a cererilor în baza ordonanței de urgență numărul 3, sprijin în sectorul vacilor de lapte. Prin acest sprijin s-a acordat exploatațiilor cu minim 10 capete de vaci de lapte care au făcut dovada comercializării laptelui în perioada 1 august-31 decembrie 2022, s-au acordat 110 euro per cap de animal. După cum spuneam inițial, am avut două sesiuni de depunere a cererilor. În prima sesiune s-au depus 213 cereri, în a doua 235. În total am avut 248 de cereri pentru un număr de 8.192 de capete de vaci de lapte din județ, cu o sumă de 4.459.643 de lei. Tot mai la începutul anului, o altă formă excepțională de sprijin a fost aceea instituită prin HG 352/2023. Aici e vorba de sprijinul pentru fermierii care au depozitat grâul aferent recoltei pe anul 2022 și care au depozitat acest grâu până la final de februarie 2023. Per județ au fost depuse 237 de cereri pentru 41.351.535 de tone de grâu. Aici a rezultat un quantum de aproximativ 8,3 euro per tona de grâu. Iar cea mai actuală formă excepțională de sprijin, reprezentată de sprijinul de urgență în sectorul cerealelor și al semințelor oleaginoase, instituită prin HG 845, pentru culturile de porumb, orz, rapiță și floarea soarelui. Cererile aferente acestui act normativ s-au putut depune la Centrul Județean și Centrele Locale APIA până în 26 octombrie 2023. Am avut 4.606 cereri depuse. De fapt, această schemă de plată vine și acordă fermierilor care au avut o cerere unică de plată depusă în anul 2022 și care în planul de culturi aveau cel puțin un hectar de porumb, ori orz, ori rapiță, ori floarea soarelui, iar pentru fiecare dintre aceste hectare s-au plătit o sumă de 78 de lei per hectar. De fapt, se vor plăti 78 de lei pe hectar. În momentul de față, pentru aceste cereri depuse, noi efectuăm controlul administrativ, urmând ca în cel mai scurt timp să facem autorizarea la plată și implicit să efectueze viramentul bancar și plata în conturile fermierilor. Cam astea sunt informațiile de interes pe care am considerat că trebuie să le transmit. Mulțumesc încă o dată pentru prilejul de a transmite aceste informații. Mulțumesc frumos, domnul director. Așa cum am precizat lunar, voi avea alături de minte pentru un director de instituție de concentrate în care să prezentăm activitatea care a fost și ce urmează să se deruleze. În a doua parte a conferinței de presă aș dori să fac unele precizări. În ultima perioadă sunt atacat constant în mediul online de anumite persoane pe motiv că în primăvară am dat curs sezizării venite din partea unor fermieri din zona Ardud legate de unele nereguli referitoare la dreptul de folosință a pășunilor. Am și organizat la vremea respectivă, mi se pare că 19 iunie, o conferință de presă la care am prezentat situația constatată. Această afirmație a mea se pare că a deranjat. La Baba Novac am înțeles că sunt probleme grave între Asociația Crescătorilor de Animale și o societate comercială sub Angus, societate care la acea dată, spre surprinderea mea, a fost reprezentată de către un
de către inspectorul șef al ITM-ului, domnul Sasu Cristian, printr-o procură specială, fiind inspector șef al unei instituții publice. În urma sesizărilor am fost informat că între Asociația de Crescători de Animale din Bama Onovac și Societatea Comercială sub Angus SRL și Asociația Crescătorilor de Animale Băbeanca, respectiv domnul Sasu și domnul Blidar, sunt tensiuni și probleme, inclusiv probleme de natură financiară. Nu am făcut atunci decât să constat care sunt nemulțumirile fermierilor și cer mai departe clarificări din partea organelor competente. De atunci, repet, sunt atacat constant de familia inspectorului șef, respectiv pe pagina socrului său, a domnului Tulbure Romul. Adresez rugămintea pe această cale organelor competente să se autosesizeze și să intervină în soluționarea acestui caz. Aici vreau să fac doar câteva precizări. Nu-l cunosc personal pe acel domn fermier pișcorean, la care se tot face referire, că ar fi protejatul prefectului sau la o postare legată de staționarea unei cisterne în curtea fermei. Și sunt mai multe lucruri total neadevărate ce sunt scrise despre persoana mea pe acea pagină a socrului domnului Cristian Sasu, inspector șef la ITM. La final vreau să concluzionez. Prezența mea de atunci a fost în urma unor sesizări a fermierilor de pe raza primăriei Ardut cu privire la încheierea contractelor de închiriere a pășunilor comunale de către autoritatea locală Ardut, iar în urma celor constatate am solicitat verificări, să se facă verificări cu privire la legalitatea hotărârii de Consiliul Local, cât și a contractelor de închiriere respectiv de arendare. Singurul interes al meu este să vină sprijinul fermierilor de pe raza comunei Ardud cu respectarea legalității și nimic altceva. În calitatea de prefect, nu mă las intimidat cu toate presiunile asupra mea în mediul online de către inspectorul șef al ITM-ului cu familia lui și voi respecta în cântonare legea care este mai presus decât interesul acestora. Îmi rezerv dreptul de a efectua demersurile juridice care se impun de natură civilă și sau penală față de persoanele pe care le consider vinovate de prejudicirea imaginii mele prin propagarea în spațiul public a informațiilor mincinoase la care am făcut referire anterior. Aceste precizări am dorit să le fac pentru că sunt un om care am respectat și voi respecta în continuare legea. Un alt punct este legat de situația din centre. Astăzi, în ultima perioadă, sunt semnalate în presă cum diferite deficiențe constatate la anumite centre. Azi dimineață am avut o întâlnire la sediul instituției cu domnul Varga Anton. S-au depus două sesizări și am cerut Comisiei de Control să verifice cele sesizate. După cum bine știți, în cursul lunii iulie am întocmit un ordin al prefectului prin care am făcut o comisie mixtă cu reprezentanții instituțiilor care au atribuții de a verifica aceste centre, pe care astăzi i-am convocat să verifice acele centre menționate. M-am autosesizat. De astfel, am fost vineri la Casa Elizer și am avut acolo discuții legate de situațiile tinerilor din centre cu domnul Varga Anton. Și ultimul punct, am avut... El a depus cele două sesizări. Da, da. Ei sunt în centre? Când au fost făcute controlele, nu s-au găsit de genul? Nu s-au găsit nimica de genul când s-a făcut această sesizare. Am avut în această dimineață o primă întâlnire cu domnul director al Muzeului Județean Liviu Marta și cu managerul Centrului Județean pentru Conservarea Culturii Tradiționale Robert Laslo legat de manifestările pe care le vom organiza cu ocazia Zilei Naționale a României la 1 decembrie. Urmează ca în urma discuțiilor și cu conducerea primăriei municipiului Satu Mare să stabilim locația și traseul pentru defilarea și retragerea cu torțe. Vom încerca să avem și în acest an un program cât mai atractiv și diversificat.
Aceste lucruri am dorit să vi le menționez ca să fi pentru a ști în perioada următoare de activitatea pentru 1 decembrie, pentru Ziua Națională a României. Mulțumesc!